Scoateți o foaie de scriți. Unul din subiecte la BAC, limba și literatura română, va suna chiar așa. Găsiți 5 greșeli, sau minim 5 greșeli de scriere în textul următor. M-ai trădat, te-am iertat, m-ai înșelat, te-am iertat, m-ai mințit, am uitat, am scz, deci scuzat, nu mai pot ierta, p-w-p, am plecat. Happy face, smiley face, râd cu lacrimi. Aveți 30 de secunde. Și după aia vine și factorul stresant. Hei, tu cea din prima bancă, te rog mult, nu mai copia. Tu, Ionel, în banca a doua, te rog mult, nu te mai uita peste umăr, înțelegi? Băgăm și în el. Să se găsească, deci, minim 5 sau 6 greșeli în textul de mai sus. Sună plauzibil? Păi nu, da, să-i pui să analizeze morfosintactic această... Un text scris de o colegă de-a lor, practic. Se pare senzațional. Draga noastră, Isa, practic am observat că ție nu-ți cade fisa decât a treia oară, pentru că eu am calculat aici de 3 ori. De 3 ori l-a iertat. Aha. Și a uitat. Practic nu s-a prins din prima. Dar a patra oară, sigur, iese. Vei fi subiect de BAC cu siguranță. Mergem mai departe. Te aplaudăm, nu-i așa? Decât un prieten în plus, mai bine unul în minus. Pe Facebook, Denisa ne spune: eu t-am iubit, tu t-ai bătut zoc. Asta vină pe noroc. Hopa, ăsta e text chiar. Aș da vina pe noroc. A, aș da vina pe noroc, vreau să zic aici? Cred că da. Asta vina pe noroc. Chiar dacă m-ai rănit, știu că t-am iubit, o să-ți pare rău pentru asta ce ai făcut. Tot subiect de BAC, limba și literatura română, dar și logică. Ce s-a întâmplat cu te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut? Că era atât de simplu, o țineai și minte. De ce, de ce trebuie să bagi de la tine? Mă rog. Draga noastră, Denisa, o să te uimim cu un aspect. Să știi că dacă te uiți bine pe tastatura telefonului sau a computerului, undeva există o liniuță. Ea este la mijloc sau jos, underscore. E, underscore-ul nu trebuie să-l folosești aproape niciodată. Dar liniuța de sus, minim o dată pe săptămână trebuie folosită, ține doctorul departe, da. Mergem mai departe. Decât un prieten în plus, mai bine un prieten în minus. La Andreea. Asta e câștigătoare. Păi e, dar nu pot să citesc. Ești inculturist, ca să zic așa. Sufletul. Lasciv. Lasciv, adică sau? Da, dar e ușor în spaniolă. Lasciv. Sufletul lasciv v-a dut să te păstrezi, dar tu n-ai vrut. M-ai trădat ca pe un copil. Tu ai m-ai tratat. A tratat. M-ai tratat. M-ai tratat ca pe un copil. Tu ai să strigi ear. Bine asta. Eu am să râd, tu ai să plângi, iar eu m-am să aud. Neața. Draga Andreea, poate e peltică. Nu pot. În scriere. Nu pot decât să te îndrum să iei calea internetului și să o cauți pe Denisa. Și împreună... Denisa trebuie să ia o cratimă de la tine. Că oricum ai pus-o degeaba și să o mute la ea, dar să o pună bine, ai înțeles? Hai să-ți explic așa în mare. Deci, tu, e ca și cum tu ai acasă un hipopotam, dar n-ai o baltă cu apă în care el să stea, să se îmbăieze. Și atunci, ea are mai mare nevoie de hipopotam, că e mai în mocirlă cu textul ei decât tu, înțelegi? Dă hipopotamul, cratima, că oricum nu știi ce să faci cu el. M-ai înțeles cumva? Dacă nu ne vedem la BAC, când o fi? Pe Neața cu Răzvan și Dani, în pagina de Facebook, pe pagina de Facebook, într-un mesaj privat, ne lăsați astfel de găselnițe de pe internet și noi vă promitem că marțea și joia vorbim despre ele în emisiune. Dar despre lucruri